Cred că se cade să ne unim inimile și să binecuvântăm pe Cel care este ancora noastră, pe Cel care este cu noi în încercări, pe Cel care este cu noi în cuptor. Slăvit să fie numele Domnului, să spunem împreună lucrul acesta, glorie Domnului! Iubiții Domnului, aș dori să venim înaintea Domnului cu o rugăciune și în rugăciunea aceasta, noi care Îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor în viața noastră, să rugăm, să ne unim inimile, să rugăm pe Domnul, ca Duhul Sfânt să lucreze, ca Duhul Sfânt să atingă inimii în seara aceasta, ca Duhul Sfânt să convingă și ne unim în rugăciunea aceasta ca să facem lucrarea aceasta, lucrul acesta. Apoi, în a doua parte a rugăciunii, aș dori să aduc câteva gânduri pentru următoarea, pentru rugăciunea care ne stă în față. Aș dori să mă folosesc de o întâmplare. Întâmplarea aceasta se găsește în Ioan capitolul 4, de la versetul 4 până la 42, da? Vă rog să citiți acasă întâmplarea aceasta. Este trezirea din Samaria, o întâmplare frumoasă. Aș dori să mă folosesc de câteva versete. Spune cuvântul Domnului aici, în versetul 6, că acolo se afla fântâna lui Iacov. Ostenit de călătorie, Iisus ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. Iubiți Domnului, stătea un om ostenit lângă fântână. Și omul acesta era Fiul lui Dumnezeu, care a lăsat slava Lui, care a lăsat cerul întreg. Și a venit pe pământul acesta, pe podul acestui pământ. Știți de ce era ostenit? Pentru că cutreiera satele de prin prejur, prin năduful zilei și prin drumurile acelea pline de praf, Domnul Iisus Hristos umbla pentru că a fost trimis de Dumnezeu să caute și să mântuiască pe cei ce erau pierduți. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că numai pentru Domnul, pentru oamenii din, pentru fiii pierduți ai casei lui Israel, ci și pentru noi s-a ostenit Domnul Iisus Hristos. Mi-aduc aminte din grădina Ghețimani, când în osteneala Lui se ruga Domnului să îndepărteze paharul acela din fața Lui, de la El. Și se ruga Domnul Iisus Hristos acolo, dar a acceptat voia Lui Dumnezeu. Știți cum s-a prefăcut transpirația Lui în osteneala rugăciunii Lui? Ca niște picături mari de sânge curgea pe pământ. Știți de ce, dragii mei? Pentru că în paharul acela era păcatul întregii lumi. În paharul acela era nelegiuirea întregii lumi. Dar mai presus de toate, mă uit în dreptul meu și îmi dau seama că în acel pahar deasupra cântărea și nelegiuirea și păcatul și vinovăția mea. Dar slăvit să fie Domnul, că a băut paharul acela ca eu să am viață și să am viață veșnică. Dragii mei, osteneala aceasta am simțit-o și noi, aici la Grej, Biserica Poarta Cerului. O simțit osteneala aceasta și am zis, vrem să ne ostenim și noi pentru Cel ce s-a ostenit pentru noi. Și am organizat noi, Biserica, lucrarea aceasta. Și am cutreierat și noi câteva sate pe aici prin prejuri și am chemat oamenii la pocăință și am chemat oamenii aici să audă cuvântul lui Dumnezeu, ca cuvântul lui Dumnezeu să atingă și să lucreze, că știm că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și credem lucrul acesta, că cuvântul lui Dumnezeu are putere. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Vreau să vă spun, dragi agrigeni și oameni din prejur aici, că într-o zi, pentru lucrul acesta, pietrele Agrijului va sta mărturie. Pentru că Dumnezeu a cercetat Agrijul. Dumnezeu caută oameni și știe că aici sunt suflete care trebuie scoși la mântuire. Domnul Iisus Hristos într-o zi s-a apropiat de o cetate de Ierusalim. Și relatează Luca în capitolul 19, de la versetul 41, că Domnul Iisus Hristos s-a uitat la cetatea aceasta. A văzut-o cu o turmă fără păstor și a plâns pentru cetatea aceasta. Știți de ce? Pentru că a văzut viitorul cetății. Dragii mei, a întrebat Domnul Iisus Hristos acolo, spunea Domnul Iisus Hristos, dacă ar fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care îți dă pacea. Și spune mai jos acolo,
Dacă ai cunoscut vremea când ai fost cercetată și întreb așa cu durere, știind că vine Domnul Iisus Hristos, știind că pământul acesta va arde cu tot ce este pe el, întreb oare a grijă, o cunoscut vremea cercetărilor? Un om bun care ești aici, Domnul Iisus Hristos a venit să te caute, să te cheme la pocăință, să-ți spună că te iubește, s-a vorbit aici atât de frumos despre dragostea Domnului Iisus Hristos, pentru că a făcut-o din dragoste și o ca o paranteză, a iubi înseamnă a dărui și Dumnezeu a dăruit pentru noi totul. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Osteneala Domnului Iisus Hristos a fost răsplătită văzând că vine o beată femeie cu găleată la fântână. Și dacă vorbesc de osteneală, iubiții Domnului, toți cei care s-au ostenit pentru Domnul Iisus Hristos, pentru lucrarea lui Dumnezeu și de aici din loc, toată biserica, cu fratele păstor, cu cei de la bucătărie, de la ordine și toți, osteneala fiecăruia va fi răsplătită. Și nu că o spun eu, spune cuvântul Domnului în Corinteni, Pavel spune corintenilor, oameni buni, Dumnezeu va răsplăti fiecăruia, știți după ce? După osteniala Lui, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Femeia aceasta, iubiță Domnului, vorbeam de ea, a venit la fântână să scoată apă, dar ea avea altă problemă, avea o sete a sufletului ei, dar Domnul Hristos a văzut în inima ei, a văzut problema ei. Domnul Iisus Hristos, dacă îmi permiteți, o văzut în găletuța inimii ei cu ce-a venit femeia aceasta. Avea falimentele ei în viața ei, avea falimentul ei în domeniul căsniciei. Spune versetele 16, 17 și 18, du-te, i-a zis Iisus, te cheamă bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Iubiții Domnului, femeia aceasta era faliment, avea eșec total în viața ei de căsnicie, ba mai mult trăia și în preacurvie. Dar știți ce a făcut Domnul Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul vieții mele și al voastre? Avea puterea să o judece pe femeia aceasta, dar n-a făcut-o. Avea puterea să o pedepsească pe femeia aceasta, dar n-a făcut-o. Avea putere să o cărească, să o certe, dar n-a făcut-o. Ba mai mult decât atât, a văzut nevoia inimii ei, știți ce a spus? Îți dau apă vie. Ba mai mult decât apa aceasta vie în inima ta, va țâșni în viață veșnică. Știți ce a făcut femeia aceasta, spune în versetul 28 de aici? A lăsat găleata la fântână și a plecat liber, a mers și a întâlnit cu oamenii și a spus despre Iisus Hristos, cu cine s-a întâlnit ea, cu Domnul vieții, cu Cel care poate libera, cu Cel care poate salva, cu Cel care poate da viața veșnică, slăvit să fie numele Lui. Și El este aici astăzi, poate să facă același lucru. Pe proprie experiență vă spun, când am mers înaintea Domnului Iisus Hristos cu falimentele mele în găletuța inimii mele, când m-am dus cu abaterile mele, când m-am dus înaintea Domnului cu adicțiile mele, cu problemele mele, cu ticăloșiile mele, iubiții Domnului, știți ce mi-a spus? Lasă-ți găletuța aici la piciorul crucii mele, pentru că sângele meu a curs pe cruce, pentru că m-am ostenit pentru tine. Osteneala mea s-a terminat pe crucea de la Golgota, unde a curs sângele lui sfânt pentru mine și pentru tine. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Dragii mei, femeia aceasta a făcut schimb cu Domnul Iisus Hristos. Eu am făcut schimb cu Domnul Iisus Hristos. I-am lăsat ce am avut, povara mea. Spunea Domnul Iisus Hristos, și aș dori să ne ridicăm la rugăciune, spunea Domnul Iisus Hristos, veniți la mine, toți cei trudiți, toți cei chinuiți de atâtea și atâtea lucruri, atâtea păcate, atâtea adicții câte sunt, veniți la mine toți cei împovorați de poveri, poate de regrete, poate de anxietăți, poate de lucruri care le-ai făcut și te întorci în timp să le schimbi, dar nu mai poți, dar este unul care poate. Poate să dea tot prima șansă, omul mai dă a doua șansă, a treia șansă, dar Iisus Hristos poate să dea tot prima șansă. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Aș dori în rugăciunea aceasta să venim înainte lui Dumnezeu cu găletuța inimii noastre. Poate ești frate și soră și ai adunat în găletuța ta. De-a lungul timpului
ești pocăit, te-ai întors la Dumnezeu, dar în inima ta, mai îngălituța inimii tale, poate invidie, poate neiertare, poate ai îngălituța inimii tale lucruri care trebuiesc lăsate aici, trebuiesc lăsate la piciorul crucii lui Iisus Hristos. Vino în rugăciunea aceasta, nu te grăbi, și în a doua parte a rugăciunii să lași găletuța jos și Dumnezeu să-ți aducă eliberare și să pleci acasă eliberat, să pleci acasă cu Domnul Iisus Hristos. Și dacă nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos, să pleci acasă cu Domnul Iisus Hristos. De când am primit apa vie în inima mea, de când am primit bucuria mântuirii mele, de atunci, de câte ori am oportunitatea, de câte ori am ocazia să-i spun cuiva că Iisus Hristos poate face lucrul acesta, îl fac cu toată inima, pentru că El este Domnul și Mântuitorul nostru, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Spunea să citau un verset aici, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Care bunătate? Se cânta despre bunătate. Bunătatea aceea când Domnul este cu tine. Bunătatea aceea când veghează Dumnezeu. Astăzi am vrut să iau niște Biblii dintr-un loc, le-am luat. Dar când am ajuns acasă, am parcat mașina și după câteva secunde, minute, a pușcat cauciucul. Așa, dintr-o dată am crezut că butelia de gaz din casă a pușcat. Iubiță Domnului, m-am gândit așa, dacă nu era Domnul de partea mea, dacă se întâmpla seară pe curbele astea cu familia, cu copii în mașină, dacă și dacă, dar Dumnezeu, am văzut mâna Lui și astăzi, și când am venit în țară, n-am intrat bine în România, când diavolul meu a pus o piedică și am mers cu copilul la spital și ambulanța de pe drum, lucruri așa. Dar iubiții Domnului, vreau să vă spun că în toată încercarea asta, știți ce am văzut? Mâna Domnului! Mâna Domnului care m-a luat de mână și m-a trecut și prin încercarea aia. Toate lucrurile au fost pregătite de Dumnezeu. Și am văzut dragostea Lui. Unde în cuptor e dragostea Lui? Nu suntem scutiți de cuptor. Dar știți ce avem promisiunea? Că El ne e de mână acolo și ne trece dincolo. Pentru că nu este cuptor încercare să fie peste măsurile noastre. Și pentru aceasta se merită, credeți-mă, că dacă nu s-ar merita, m-aș întoarce înapoi. Dar iubesc pe Iisus Hristos, că e Domnul și Mântuitorul meu. Îl binecuvântez vă binecuvântez în numele Domnului Iisus Hristos. Să intrăm în rugăciune. Amin.